prorocii, așa cum este ea cunoscută, și ne dorim ca această pace să ne la dură înapoi și noi să fim credici ca Părintele să ne ajute din nou în acest întâlnire pe care să-l avem și astăzi. Pentru că, cum a spus și Părintele Cădăvoc, Părintele Mamonac Silvan Antoci a scris două volume despre monahiile ortodoxe purtătoare de lumină în Întunericul Comunist. Sunt două cărți, o carte cu două volume, absolut tulburătoare. Ea se găsește, cred, astăzi în fiecare parohie din municipiul Botoșan cel puțin. Ea trebuie citită împreună cu aceasta și împreună cu cea care va veni completare a acestui volum. Pentru că prima carte despre monahiile ortodoxe este cartea care confirmă ceea ce documentele de arhivă, hârtiile rămase prin instituțiile statului, ne spun că la noi, în România, a fost o prigoană și a fost o prigoană cumplită. Iar Părintele reușește să ne dea o carte vie, adică o carte cu interviuri ale supraviețuitorilor, probabil că astăzi foarte puțini, foarte puține dintre maicile de acolo din cartea mai trăiesc. Dar este confirmarea de care aveam nevoie ca să înțelegem prin ce au trecut părinții noștri, prin ce au trecut bunicii, prin ce au trecut acești părinți. Florul comunicește în stilul comunist. Este tot o carte de mărturii. Eu le spun o carte de document, pentru că răspunind o vizionare la aproape de fiecare pagină, există note de subsol care înseamnă drumul, sute de kilometri, înseamnă studiu, zeci, sute de ore de studiu în arhivă, în arhivele naționale, în arhivele instituțiilor, în arhivele mănăstirilor, pentru a găsi urmele părinților care au pătrunit. Am amintit Părintele Cădăvoc și a spus în cuvinte alese ce s-a întâmplat cu acești părinți. Eu aș merge un pic mai departe și aș spune de ce s-a întâmplat așa cu acești părinți. Pentru că vorbim de anii 50, anii 60, bineînțeles pornind din perioada 40 cu greul de atunci și nu vorbim mai de greul războiului, vorbim de greul de prăpădul acesta comunist care s-a bătut asupra noastră. A fost o perioadă groaznică și nu numai în România. De ce spun că aș merge un pic mai departe? În perioada aceea de foarte mari tulburări plan internațional, bolșevismul avea, își consolida o caracteristică foarte periculoasă și foarte puternică, care prin care să le-am simțit și le simțim până astăzi. Comunismul nu a însemnat o rânduire, o formă de guvernare. Comunismul, și asta trebuie să ne fie foarte clar, mie mi este clar, după ce am citit aceste cărți și altele, comunismul a însemnat lupta cu Dumnezeu. Acești părinți nu au intrat în pușcării pentru că mergeau la slujbă, la serviciu, cum spuneam astăzi. Au intrat în pușcării pentru că l-au mărturisit pe Dumnezeu. Oamenii simți au intrat în pușcării pentru că l-au mărturisit pe Dumnezeu. Scrie acolo că sunt arestați pentru tulburarea ordinii sociale. Ordinea socială însemna o viață fără Dumnezeu. Acolo, în
Despre pastorul Domnul și Mărău Valine, spune, au venit vrăsat cu haina aceea și l-au înmormântat cu ea. Orice bărți pe care îl aveau, îl împărțeau, familiile sărace, îi vedeau copiilor. Probabil că în societatea de astăzi este mai greu de înțeles pentru generațiile tinere.